Nu, în 94. Vă mândresc cu asta. Și mi-ar fi plăcut foarte tare ca atunci să fie exact așa ceva. Toți care muncesc și muncesc, nu e ca la teatru de stat sau la teatru, la un teatru. Când știi de ce muncești, când știi unde se finalizează produsul, nu, când ești student sau tânăr, absolvent, muncești fără să știi unde, ce, cum se va ajunge, dar dai tot ce poți din tine, ca atunci în momentul să demonstrezi ce poți. E, acest târg, că așa pot să-i spun, târg de tine, viitori, actori mari, mici, de tot felul, trebuia a fi făcut mult mai de mult. Sincer, mult mai de mult, așa că felicitări pentru inițiativă. Așa știi că nu muncești în gol, că o să vină cineva să te vadă și să dea un credit, nu știu, să te iasă, ai unde să te arăți. Este un târg de viitori colegi. Aș putea să le zic așa și mă bucur enorm de mult că particip la înființare, că sunt la prima ediție și sper să mă invitați și la 50-a. Da, vă mulțumesc mult și Doamne ajută să iasă exact cum v-ați dorit sau de ce nu mai bine.